v-am rugat să mă scuzați, sunt om și ca orice om am și o emoție în momentul de față, deși am mai trecut prin această etapă. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului coleg Georgescu pentru tot ce a făcut în acest județ, în această perioadă. Vreau să asigur pe domnul ministru că vom conduce în continuare cu bine proiectele care au fost demarate la nivelul județului. Și vreau să vă spun că sunt conștient că județul este un județ mare, este unul dintre cele mai mari din România. Problemele la nivelul județului sunt probleme mari, sunt probleme care trebuie rezolvate. Vin cu convingerea că locuitorii județului Dolj merită mult mai mult decât s-a făcut până acum. În toată această perioadă de timp scursă din 1989 încoace. Vom face tot ceea ce trebuie pentru ca județul, cetățenii, locuitorii județului Dolj, să aibă acel statut de român mândru și să nu uite că suntem olteni și oltenii trebuie să aibă acel zâmbet caracteristic pe fețe, fiindcă trebuie să vedem zâmbetul locuitorului județului Dolj. Zâmbetul înseamnă liniște. Înseamnă că atunci când ai o viață liniștită, ai realizat tot ceea ce ți-ai propus, în bine. Vreau să vă asigur de o bună colaborare a mea cu tot ceea ce înseamnă instituții administrative, în frunte cu Consiliul Județean, cu toate primăriile, consiliile locale, iar instituțiile deconcentrate, vă asigur că vor avea marea responsabilitate față de cetățeni